Cât timp am filmat aceste reportaje, am cerut și o reacție de la compania Magda Turcia, care oferă serviciul de evacuare pentru poliție în municipiul Chișinău. Reprezentanții firmei au refuzat să ne acorde interviul la cameră, dar ne-au dat răspunsuri în scris. Am vrut să aflăm cum se formează acest preț de 790 de lei pentru fiecare evacuare. Așadar, ni s-a comunicat că aici intră o mulțime de cheltuieli, printre care prețul vehiculului care este implicat în evacuare, plata pentru asigurarea auto pentru bunul evacuat, prețul combustibilului, de servirea tehnică, paza parcării, serviciul de monitorizare, salariile angajaților și alte cheltuieli. Potrivit contractului încheiat cu Inspectoratul General al Poliției, compania este în drept să ceară majorarea prețului dacă nivelul inflației depășește 3%. Dar în cei 3 ani am avut inflație chiar și de 33%. Respectiv, Magda Tour a cerut să fie modificat prețul, însă conducerea Poliției Naționale s-a opus și a refuzat această modificare. Compania în continuare insistă că oferă cel mai mic preț în comparație cu serviciile oferite de alte firme pe teritoriul țării. Iar la întrebarea ce îmbunătățiri au fost aduse serviciului de la lansare și până în prezent, adică pe parcursul celor trei ani, compania ne-a spus că a fost înloit parcul la auto, au fost montate sisteme video și introduse noi de defilmare a procesului de evacuare. Iar pentru a afla despre problemele ce apar în timpul ridicării mașinilor, au fost desfășurate instruiri cu inspectorii de patrulare. În schimb, nu am reușit să aflăm câți bani mai exact a încasat firma din acest serviciu de evacuare. Ni s-a comunicat că nu se duce o evidență aparte a profitului pentru prestarea serviciului și asta pentru că Magdatur deține și alte afaceri, cum ar fi un service auto, servicii de transport și altele. În schimb, am verificat aceste informații din datele deschise și am constatat că începând cu anul 2021, adică primul an de la încheierea contractului cu Poliția Națională, afacerea a început să aducă în sfârșit un profit mai bun. 1.600.000 de lei a fost raportat pentru anul 2021, iar în 2022 profitul a depășit 2 milioane de lei.